ci că, după cum spune povestea, Cicoarea ar fi fost cândva o domniță mândră și frumoasă, fără pereche pe lume. Și, plimbându-se ea odată, desculță prin roa care se lăsase peste florile din grădină, când credea că nu-i ochi omenesc s-o vadă, numai ce-o zărește Sfântul Soare de sus, din slava lui. Cum a văzut-o, i-a și picat dragă. El chemă doi luceferi și-i trimise împețit la domniță. Când îi văzu, domnița le zise, Bine ați venit voi, luceferi, dar ce vânt vă duce pe la noi? Ia, venirăm împețit. Dacă e așa, apoi poftiți în casă să ospătați și să vă odihniți, zise domnița. Ba noi n-am venit nici să ospătăm, nici să odinim, căci ne-a trimis Sfântul Soare împețit la tine, răspunseră luceferii. Iauzi vorbă, râse domnița, mulți pețitori mi-au venit până acum, dar au plecat precum au venit, căci niciunul pe plac nu mi-a fost. Ți-or fi fost orba, nouă nu ne pasă, căci nouă așa ne-a zis Sfântul Soare, dar fără domnița cea mândră să nu vă întoarceți, că-i vai de voi. Domnița râse abatjocură. Hai, domniță, gătește-te de cale, căci până la soare e mult, spuseră luceferii. Ba, eu cu voi nu mă-i duce, căci nu-mi trebuie soarele. El este tot călător cât ține ziua și nici noaptea n-are astâmpăr, că de nu-i la noi e aiurea și eu tot singură o să rămân. Dacă văzură luceferii că nu-i chip s-o ia, se întoarseră la soare și-i ziseră, Măria ta, soare sfânt, am venit foarte mâhniți, căci domnița cea mândră și frumoasă nu vrea să-ți fie soție și unde se înflăcără odată de mai să pârjolească pământul. Lăsați-o în pace, doi luceferi, prietenii mei, căci voi găsi eu ac de cojocul ei și o voi face să mă caute încotro mă-i duce și încotro mă-i întoarce cât va fi lumea și pământul. Când voi răsări, ia s-o înveseli. Când voi asfinți, ia s-o ofili. Când voi scăpăta, ia s-o aduna. Și Sfântul Soare prefăcu pe domnița cea trufașă într-o floare albastră. De atunci floarea de cicoare e veselă dimineața când răsare soarele, se ofilește de cum asfințește el, iar când scapătă de tot, își închide floarea până a doua zi dimineața.